Și m-a arătat mie și la copil așa. Eu am reacționat, pur și simplu am reacționat. Am zis, cum, ameninți? Adică m-a provocat. Adică cineva ție să-ți arate un semn așa... Vital, adică să te omoară. Eu cu copilul eram în balcon, în spate, el știind că nu nu am camere. Sabina Cornea povestește cu lacrimi în ochi prin tot ce a trecut în ultimii ani alături de soțul ei. Make-up artistul spune că nu de puține ori soțul său ar fi fost violent și după ce bea, o lovea cu pumnii și cu picioarele ca pe un sac de box. Nu mă amintesc te fac țândăr ca pe Dana Roba. Copilul era triaz, țipa, vroia să-l ia din cameră, să-l ducă în camera lui, că de obicei mai lua copilul altă dată, îl ducea în camera lui și venea și mă bătea, dădea cu piciorul, șuturi îmi dădea. Unde? În spate, dacă eram în pat, se bunea așa și îmi dădea pur și simplu în spate, după care îmi lua telefonul, că eu vreau să sun la poliție, mă stra și nu mă lăsa să sun la poliție. Închidea ușa, nu la telefonul ca să nu pot. După aia mâine zi făcea pe victima și plângea și mi era milă de el și nu. Dar tot timpul îi spunea la mama lui și asta și nimeni nimic nu, nu i-o reproșat. am spus să nu bea. Mama lui bea zilnic și ea, așa că ei se pare un lucru normal să, be să bei. Uh, I-am spus toate ieșirile lui de fiecare dată i-am trimis, m-a bătut, m-a asta, nimeni nimic nu i-a spus. Bătăile, spune Sabina Cornea, se petreceau chiar sub ochii fiului lor care țipa și își ruga tatăl să se oprească. Și copilul plânge și țipă, spune, dar nu mai dai, sau deși pe filmare eu am tot dovezi, deci tot ce vorbesc, vorbesc din dovezi, dar nu mai dai. Și atunci, în momentul ăla, îmi suce mâna, mi-a copilul de pe mine, îl ia spre el, îmi ia telefonul și îmi dă cu uh, telefonul în cap, uh, nu l-o arunca sau ceva, deci pur și simplu m-o dat ca și cu un cuțit. Eu doar am zis, pac, și am simțit fața toată caldă. În baie era lumină și copilul a văzut asta și copilul a început să țipe, moare mama, moare mama. Și el îmi spune, marș la baie, marș la baie. Și eu cu telefonul, cum nu mai știu cum a fost, deci el o dat și l-a aruncat. El mm -hmm. o ținut așa, deci ca o sabie, o ținut și după aia i-a dat drumul și eu am luat telefonul și în momentul ăla eu mă filmez, merg la baie. Sabina Cornea spune că a încercat mult timp să își salveze căsnicia, însă acum a cedat și vrea să trăiască în liniște ea și copilul ei, departe de soțul ei.